Ce a făcut Napi? Nu. În ianuarie a venit la mine. M-a furat sloganul. Aia mi-a furat sloganul. Azi, țineți minte trei cuvinte. Nati Meir, președinte. Stai să spun o chestiune. Spuneați că a venit la dumneavoastră. A venit la mine. Era în drum spre doctorul Dar Claude Tărăsescu. Și avea un rucsac în spate, cum aveam noi când eram puși, mergeam la sala pe sport, la liceu. Și el felit ca mai de el. Și Nati și rucsacul, știi? Zice, domnul Adip, știi ce am aici? Zic, ce ai, mă? Bani, o avere extraordinară. Zic, cât bani poți să ai? 750.000 de euro și de spațiu și într-adevăr. Erau pișicuri, banchete, teancuri, ca în filme. Mă uit, zic, tată, ce-i postul de nu-i ridicat de la tine acasă până unde stă doctorul în Mogoșoaia? Am o treabă eu, importantă, nu știu ce. Și după aia vine doctorul la mine după câteva zile. Zic, băi, doctore, ce umblă vă ăsta de nebun cu banii aia? Zice, păi și mie mi-a arătat de câteva ori. Îi arată cu iar ocazia. Aia 100% sunt bapași. El vrea să-i impresioneze. El e un pârlit. N-are nici după ce bea apă. Dar bagă bagnote acolo în sân la femeie, la cântărețe, ai văzut? Da. Dar ce cântări, auziți? O sună pe soră mea. Lidia, spune-i urgent, domnul președinte, să se grăbească, să mă treacă și pe mine pe listă, că tragă el de la PNL de mine. Toți trag! Băsescu trage de el! Crina Dorescu trage de el! Zic, bă, poate Mareșeama Dorescu să tragă de ce? Înțelegi? Ce țară! Doamne, pe Nati nu te poți supăra, de ce o n-o spun că rău tante? Nati e evreul nostru, e foarte simpatic. Dar cred că a sărit puțin peste cap. Să candideze un om condamnat în Israel la Anglie, să candideze la președinția României, se degradează pe undeva noțiunea de șef de stat. Eu cred că nu are semnături, nu poate să aibă semnăturile strânse. Nu. Are semnături? Așa poți declara. Păi dacă a falsificat 750.000 de euro, a falsificat 750.000 de euro. Poate chiar îi are. Umblă. Nu, domne, sunt faci, domne, vezi de treabă. Păi ce pune? Să-ți aduc aici. Da, domnul Nati Meir, aduceți-ne banii cu rucsacul să vedem dacă sunt falși sau nu, că am un aparat special, îi detectez. Și unde-i tu îi duce de la un cap la altul al țării? Deci i-a arătat și nu doctorul la Mogoșoaia. Da, toată lumea, domnule, dar toată lumea arată banii aia. Vrea să-i impresioneze. Ție încă nu ți-ai arătat? Încă nu, dar vrem în acest lucru. Să îi ceri împrumut în banii aia, că te ia poliția, că-ți faci. Doamne, doamne, ce țară. Cred că o să avem mulți candidați la președinție. Dacă acum candidează și Radu Duda. Radu Duda e băgat de serviciile secrete.